Din înregistrările publicate pe rețelele sociale, victima este lovită cu pumnii și apoi trântită la pământ, după care este pur și simplu călcată în picioare. Totul se întâmplă sub privirile altor elevi prezenți în sala de clasă, unde are loc agresiunea. În loc să intervină să-i despartă, colegii de clasă au filmat întreaga scenă. Din înregistrarea postată pe internet, reiese că elevii implicați s-au pregătit special ca să filmeze bătaia. Înainte de scena violentă, ei aranjând mobilierul. În imagini se vede cum un băiat îi dă altuia câteva palme, îl împinge de perete, apoi începe să-l lovească puternic cu pumnii, până când victima cade. Agresorul însă nu se oprește și lovește pe cel căzut cu picioarele. Imaginea a ajuns pe o rețea de socializare, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au demarat o anchetă pentru a se stabili unde era profesorul de serviciu în momentul agresiunii. Cazul este în atenția poliției. Din spusele copiilor, se pare că principala cauză a acestor scene de violență ar fi o simplă datorie de 2 lei pe care victima o avea față de un prieten al agresorului. Acesta este repetent și nu se află la prima abatere disciplinară și anul trecut a avut nota scăzută la purtare. Este foarte greu să se mai stabilească un sistem de reguli în ceea ce privește disciplina și conduita elevului în instituția de învățământ. De cele mai multe ori, aceste reguli sunt combătute, să spunem așa, de factorii socio-umani. Și vorbim aici de ce efect au aceste reguli asupra stării psihoemoționale a elevului, a familiei acestuia, cât de mult înțelege familia, cât de mult înțelege elevul în sine ce anume înseamnă respectarea regulilor de disciplină. De cele mai multe ori, fenomenul este dezvoltat la scară mică, în primul rând, în familie. Băiatul agresat a fost dus la spital, a fost consultat, dar nu a necesitat internare.